Pentru cei care nu știu, problema lui Monty Hall este o problemă logică sub forma unui joc de probabilitate. Problema este următoarea. Ești la o emisiune TV și ai de ales între trei uși. Una din aceste uși este ce vrei să ai, hai să zicem $1.000.000. Și cealaltă două au ceva care nu vrei atât de mult cum vrea acești $1.000.000, cum ar fi o capră. Vom alege o ușă din aceste trei uși la întâmplare. Hai să zicem ușa 2. Una din aceste uși este spartă, dând o capră neagră cu capul spart în 5. O să zicem că aceasta a fost ușa 3. Deci acum știm că e, adică a fost, o capră în ușa 3. Deci ușa 3 nu mai e o opțiune. Ușa spartă nu a fost corectă și nici nu a fost ușa care ai ales-o tu. Prezentatorul îți dă opțiunea să schimbi ușa ta pe cealaltă ușă. Întrebarea este: oare e în avantajul tău să schimbi ușa sau să rămâi pe opțiunea ta originală? Acum, majoritatea ar spune că nu contează, două uși 50-50. Deși sunt unii oameni care spun că ce ar trebui să schimbi, că ce s-ar mări șansele cumva. Și ca să dovezi la acești oameni cât de corect sunt ei. Deci am decis să fac un program în limbajul de programat Python ca să joace acest joc de 10.000 de ori, rezolvând această problemă odată pentru totdeauna, folosind forță brută. Un alt motiv bun este pentru că dacă combin Monty cu Python, îți iese Monty Python. Nimeni nu se așteaptă la Inchiziția Spaniolă. Deci hai să începem. Și răspunsul nostru este... Din câte putem vedea, este mai avantajos să schimbi decât să stai. Acum întrebarea voastră e cel mai probabil. De ce a dat 1 pe 3 pentru șansa de câștig pentru statul pe loc și 2 pe 3 pentru schimbatul ușii? Asta nu face niciun sens. Deci o să răspund la această întrebare. Șansele tale să alegi o ușă cu capră sunt de 2 pe 3. Deci tu cel mai probabil o să stai pe o capră. Dar acum, o capră este eliminată, ceea ce înseamnă că avem o capră și o mașină. Ceea ce înseamnă că dacă stai pe mașină, tu garantat schimbi pe o capră. Și dacă stai pe o capră, tu garantat schimbi pe o mașină. Dar faza e că tu cel mai probabil tot stai pe o capră. Deci, să schimbi ce ți-ar transforma șanse să stai pe o capră în șanse de a sta pe o mașină. Sfârșit. Stai ce? STR X. Ok. Acum am rezolvat și hai să încerc încă o dată. Pentru stay și avem ce pizda mai fi? Nu face niciun sens. Cum? Ce dracu e asta? What the fuck?